Jurnalele RTT. Scene terifiante în centrul Brașovului marți după amiază. Atenție, informații și imagini cu impact emoțional. Un cadavru a stat mai mult timp în piața Sfatului, în timp ce pe scenă era în desfășurare un eveniment organizat de municipalitate, la care participau sute de copii. Reprezentanții IPJ Brașov precizează că polițiștii din cadrul secției 1 a Poliției Municipiului Brașov au fost sesizați că o persoană se află în stare de inconștiență în zona pieței Sfatului. În zona indicată au fost direcționate echipe de intervenție care au identificat un bărbat de aproximativ 66 de ani, cunoscut ca persoană fără adăpost, acesta fiind decedat în condiții ce urmează a fi lămurite în cadrul anchetei, care la acest moment este în curs de desfășurare. Nemai fiind nimic de făcut din punct de vedere medical, echipajul de la ambulanță a plecat, iar polițiștii au păzit cadavrul până la sosirea autospecialei de la medicină legală. Încă nu se știe ce a provocat dezastrul de sâmbătă dimineață din blocul de garsoniere de pe strada mare din Zărnești. În urma exploziei dintr-o locuință de la primul etaj, 4 oameni au ajuns în spital. Pentru că în urma exploziei au fost afectate 23 de spații, iar mai multe bunuri din imobil au fost distruse, primăria Zărnești a evaluat pagubele pentru a-i putea ajuta pe locatari să-și înlocuiască ușile și ferestrele, începând chiar din 26 iulie. Am evaluat pagubele împreună cu colegii din cadrul primăriei, dar și colegii de la ISU, Unitatea de Pompieri Zărnești. Am trecut în revistă pagubele. Am luat decizia, având în vedere situația întâlnită la fața locului, că este necesar să-i ajutăm pe acești cetățeni. Un etaj întreg de bloc a fost devastat. Ieri de dimineață am solicitat ajutorul unei firme care a făcut măsurători pentru remedierea și înlocuirea ușilor și a geamurilor. Ulterior, după ce am avut un deviz de lucrări, l-am înaintat Consiliul Local. Inspectoratul de stat în construcție a constatat că nu a fost afectată structura de rezistență a blocului, dar pot fi alte probleme. În tot blocul este sistată alimentarea cu gaz metan. Este necesară realizarea unei expertize tehnice pentru a vedea dacă rețeaua este afectată în vreun fel. Vom face și chestiunea aceasta pentru a putea vedea dacă sunt scăpări de gaze, dacă nu sunt și dacă nu sunt să cetățenii de acolo să-și poată folosi din nou ce au nevoie legat de gazul metan. Nu a fost nevoie ca locatarii să fie relocați. Oamenii au preferat să rămână în locuințele lor pentru a le ști în siguranță. Primarul speră ca în următoarele 2 zile situația să se normalizeze. Între timp, cercetările polițiștilor sunt în derulare în cadrul unui dosar penal și urmează a fi lămurite toate aspectele care au condus la producerea exploziei. Vă amintim, 3 persoane au fost rănite, iar o a patra a suferit un atac de panică. Una dintre victime are arsuri pe 40% din suprafața corpului și a fost transportată la Spitalul Floreasca din București, iar alte 2 victime au suferit multiple fracturi și au fost internate la ATI, la Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov. Sâmbătă va fi cultură toată ziua la Brașov. Cele 12 ore de evenimente culturale pentru toate gusturile în centrul istoric, dar și în cartiere, sub genericul Culturama, reprezintă modul în care Centrul Cultural Apolonia își deschide porțile în 29 iulie. Este o instituție publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului și are ca scop declarat coagularea fenomenului cultural la Brașov, cu dorința de a aduce împreună comunitatea și de a duce cultura în cartiere, spune directorul centrului, pianistul Horia Mihail. Pe lângă organizarea de evenimente, centrul gestionează și infrastructura culturală din proprietatea municipiului Brașov. Banca de Cultură Apolonia, cinematografele Popular, Astra și Modern, 6 turnuri ale vechii cetăți și catacombele. Momentul debutului, Culturama include o serie de evenimente organizate în parteneriat cu Primăria, Filarmonica și Serviciul Public de Administrare Piețe. Va fi un eveniment care pentru prima oară va duce cultura în cartiere.
în cartierele Astra, Tractoru și Răcădău, acolo unde împreună cu serviciul Piețe organizăm târguri volante, unde vom avea un ecran care va transmite evenimentele cele mai importante din centru și unde vom avea fanfară care va completa această zi în premieră pentru brașoveni. În cele 12 ore cât va dura Culturama, veți putea alege între teatru pentru copii, dansuri populare, folk, cinema, prezentare de carte, ateliere de creație, teatru, jazz and blues și muzică simfonică. Surpriza zilei este concursul cu premii. Este vorba despre un pașaport a Polonia, pe care cei interesați pot să-l ridice de aici, de la Banca de Cultură, iar apoi sunt invitați să participe la un traseu cultural, unde vor primi vize culturale, apoi se întorc înainte de extragerea premiilor, care se va întâmpla înainte de ultimul eveniment de Carmina Burana în Piața Sfatului. Ei bine, premiile sunt oferite de către noi, de către Filarmonica Brașov și de către Opera Brașov. Centrul Cultural Apolonia va oferi acces gratuit pentru un an de zile pentru absolut tot ce se va întâmpla aici, cât și în celelalte locuri pe care le administrăm. Filarmonica Brașov și Opera Brașov au pus la dispoziție câte 3 invitații duble la diverse evenimente. Culturama va începe la ora 11, când cei mici sunt invitați în Piața Broșoi, unde trupa Mascalzone va prezenta spectacolul de teatru pentru copii, Signor Pantalone și Dragostea. De la ora 12 începe călătoria artistică în Turnul Alb. De la 12:30 în Piața Sfântul Ioan sunt evenimente dedicate iubitorilor de folclor, cu ansamblurile folclorice Junii Brașovului al studenților și Junii Cetății din Rupea. De la 15 încep momentele dedicate muzicii folk și cinefililor, lângă Banca de Cultură Apolonia și la Cinema Astra. De la 16, într-un dialog despre prietenie, tihnă și cărți, Teodor Paleologu și Carmen Gheorghe vor povesti despre Casa Paleologu. De la 17, sunteți așteptați în Piața Broșoi la spectacolul de teatru alternativ Viața mea din flori, iar de la 18, în zona Băncii de Cultură, la un spectacol de jazz and blues cu Soul Serenade și Alexandru Olteanu. În Piața Sfântul Ioan va fi Pop Folklorica, un spectacol cu Ovi and Cazanoi Brothers, featuring Sorin Zlat. Sorin Rachmaninov's Artificial Intelligence este concertul simfonic, care cu siguranță va atrage atenția de la ora 20:30 în Piața Sfatului. Carmina Burana de Carl Orff va încheia seara cu un spectacol muzical multidimensional, însoțit de lasere și lumini inteligente. Evenimentul muzical va începe la 21:45, tot în Piața Sfatului. În aceeași zi vor fi și ateliere de creație la Apolonia. Veniturile din meditații declarate au înregistrat un trend crescător în ultimii ani la nivelul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Brașov. Administrațiile județene au înregistrat în ultimii 3 ani o creștere așadar a veniturilor obținute din meditații, influențată și de campania de informare susținută de ANAF. La nivelul regiunii Brașov, în ultimii 3 ani s-a înregistrat o creștere a conformării voluntare de către cadrele didactice prin depunerea formularului 212 privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoane fizice pentru activități cu cod CAEN 8552, învățământ în domeniu cultural, limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice și cod CAEN 8559, alte forme de învățământ. În anul 2022, comparativ cu anul 2020, la nivelul județelor Mureș și Harghita, s-a înregistrat o creștere importantă a veniturilor anuale declarate din meditații, cuprinsă între 98% și 100%. În Mureș au fost 368 de declarații, în Harghita 178 de declarații. Județele Sibiu și Brașov au înregistrat o creștere cuprinsă între 70% și 80% a veniturilor anuale declarate din meditații. Sibiul a avut 388 de declarații, iar județul Brașov 336 de declarații.
Primăria Brașov trebuie să sprijine persoanele vulnerabile. Afirmația îi aparține subprefectului Lucian Pătrașcu, președintele Organizației Municipale PSD Brașov, care consideră că administrația publică locală are responsabilitatea de a asigura confortul și siguranța cetățenilor din oraș. Plecând de la inițiativa Guvernului României, care a adoptat o hotărâre la finalul anului 2022 pentru acordarea unor ajutoare financiare, Socialdemocratul propune ca pe plan local să fie creat propriul sistem de ajutorare, coordonat prin intermediul Direcției de Asistență Socială. A venit în fața brașovenilor cu o propunere de hotărâre de Consiliul Local privind acordarea de vouchere pentru brașoveni, pentru persoanele vulnerabile din municipiul Brașov. Aceste vouchere constau în sumă de o valoare de 50 de lei pe lună, timp de 12 luni de zile. Practic, persoanele vulnerabile din municipiul Brașov, cele care sunt înregistrate de la Direcția de Asistență Socială, vor putea primi din partea primăriei Brașov pe un an de zile suma de 600 de lei. Ar putea beneficia de acest program brașovenii aflați în dificultate, inclusiv pensionarii și persoanele care primesc indemnizații în baza legilor speciale, cu condiția ca veniturile lor lunare nete să nu depășească suma de 1.800 sau 2.000 de lei. Consider că acest proiect este necesar pentru cei care se află în această situație, din păcate, iar Brașovul, fiind un oraș important al țării, trebuie să aibă în vedere ajutorul pentru persoanele în nevoie și să aibă în vedere echitatea socială. Subprefectul mai spune că autoritățile ar putea selecta anumite magazine alimentare în care aceste vouchere să poată fi utilizate în schimbul alimentelor. Inițiativa are scopul de a contribui la asigurarea unui sprijin real și eficient pentru cei care au nevoie în comunitatea noastră, consolidând astfel legăturile dintre cetățeni și administrația locală, concluzionează Lucian Pătrașcu. Jurnalele RTT.